Vorba este că esențele tari se țin în sticluțe mici. Eu sunt Adelina Ghilia, iar acum asculți Guild Podcast într-un format de rubrici fulger. Pe scaunul din fața mea se află acum Andrei Spătaru, fondator și CEO al IBC Focus. Andrei, ești pregătit pentru partea a doua a podcastului nostru? Abia aștept. Partea 1, apropo, poate fi ascultată pe toate canalele online, ne găsești cam peste tot. Știi deja la ce te aștepți? La ce trebuie să te aștepți, da? Nu. Ai 60 de secunde la fiecare rubrică pe cronometru. Dacă se termină cele 60 de secunde, îmi pare rău, închide microfonul, nu știu ce facem, okay. De mai încolo cu scaunul. Nu știu, facem ceva, de te oprim. Ești gata? Începem? Pregătită. Bun. Prima rubrică se numește Bune practici în viața de zi cu zi. Start! Bune practici. Agenda cu pixul, așa clasic pentru mine, și jurnalul. În fiecare seară un jurnal de business și un jurnal personal. 13 secunde, hai să mai profit un pic de timpul la masă. Ce scrie în acest jurnal? Lecții. Tot ce am învățat în ziua respectivă sau ce am citit, dar de obicei cred că o carte bună îți schimbă felul cum gândești, o carte excelentă schimbă felul cum acționezi și de aceea îmi place să testez ce citesc într-o carte de marketing și să văd cum funcționează. Te ajută să scrii? Te ajută să-ți întipărești în minte lecțiile învățate? Da. Da, categoric da. Și e interesant să citești ce ai scris acum 5 ani. Deci revizitezi din când în când, sigur, jurnalele. Sigur. Foarte tare. Și de ce mai am o curiozitate? Pentru că mi-a plăcut foarte mult asta. De ce agenda și pixul? De ce nu telefonul, tableta? Nu știu, probabil că sunt eu așa mai old fashion, dar simt că gândesc mai bine dacă am un pix în mână decât telefonul. Excelent. Hai să trecem la a doua rubrică, care se numește Drum cu prioritate. Start! Drum cu prioritate. Mă gândesc aici și te gândești care sunt prioritățile. Ce fac de câțiva ani, îi evit să mai sting incendii, așa cu ghilimele de rigoare, și să fiu pompierul ăla care intervin, pentru că întotdeauna pușcă ceva la business, la clienți, la furnizori, și încerc să mă forțez să mă uit la big picture, la imaginea de ansamblu. Pentru că mi s-a demonstrat că așa pot să cresc mult mai bine. Excelent! 30 de secunde! Hai că până la un moment dat o să ajungem și peste 60 de secunde, așa progresiv. Bun, cea de-a treia rubrică se numește Drept Exemplu. Start. Drept Exemplu. Păi, persoanele care m-au inspirat foarte tare este fostul șef sau președinte de companie, la o companie multinațională la care lucram. De la el am învățat două lucruri. Cum să lucrez cu sistemele și să le pun la muncă pentru mine. Și credeam eu atunci că ce cool e să-mi sune telefonul, știi, sau să primez mesaje, și țin minte că m-a și mustrat și a zis: Andrei, un șef bun sau un lider bun este acela care nu-i sună telefonul absolut niciodată. Și mă mândresc că nu-mi sună telefonul decât foarte rar sau prieteni. Iar a doua persoană care mă influențează în viață este așa un suflet mic de 5 ani cu multă viață, fiică mea, care mi-arată zi de zi ce înseamnă bucuria de a trăi, bucuria de a te juca. Și chiar ieri am văzut, eram într-un loc necunoscut, în două minute și-a făcut o prietenă nouă, iar pe mașină încoace zicea: tati, mi-a făcut o prietenă nouă. Și mi-ar plăcea mult să fur de la ea chestia asta, să-mi reamintesc cum să-mi fac prieteni instant și să mă joc mai des. 60 de secunde. Bun, hai că uite, ți-am zis că progresiv ajungem acolo. Foarte tare, mi-a plăcut foarte mult ce ai zis legat de fiica ta și cred că se leagă cu ce povesteam în prima parte a emisiunei și cu atmosfera aceasta de distracție, de bucurie, De joacă. Exact. Am uitat să fim copii. Unor suntem prea adulți, parcă. Bun, mai sunt câteva rubrici. Următoarea se numește Vrei să te angajezi? Start! Dacă ai vrea să lucrezi la noi în firmă, cred că m-ai putea convinge cu două abilități.
prima abilitate ar fi curiozitatea și valoarea adăugată. Adică dacă îmi poți desena pe un A4 gol, cum aduci valoare în firmă sau mie și cum poți să-mi rezolvi probleme, deja ești aproape angajat. Iar a doua abilitate care cred că am pierdut-o sau care e rară și foarte valoroasă este abilitatea de a face follow-up și de a iniția discuții. Cred că noi, așa ca și oameni, cu atâta tehnologie și cu atâta social media, am uitat abilitatea asta de a iniția discuții și de a ține legătura unii cu alții, chiar și cu cei mai buni prieteni. 43 de secunde. Adică, merge bine. Ajungem la un punct la care tu ne-ai zis că ești foarte bun, dar asta este. Următoarea rubrică se cheamă This is Marketing. Start! Wow, asta e din cartea lui Seth Godin. Cu marketing, nu știu, cred că multă lume, chiar și specialiștii de marketing, au o problemă în a defini ce este marketingul. Și cred că, eu personal cred că marketing este abilitatea de a fi luat în considerare. Și cred că marketingul e așa mai mult decât o poveste, cred că este o filozofie și marketingul, chiar asta trebuie să facă, să fii luat în considerare, cum ești diferit, cum aduci valoare, fără briz-brizuri și alte nebunii. Într-adevăr, cum comunici se schimbă de la un an la altul, dar cred că și mai important este abilitatea de a vinde, dar mă bucur că n-ai întrebat asta, așa că altă dată. 42 de secunde. Și ultima rubrică, asta mi-o place mie foarte mult, i-am mai întrebat și pe alții, și se numește Ce mă ține treaz noaptea? Start! Nimic. Nu vreau să sune aroganță, dar chiar dorm foarte bine în ultimii ani, pentru că ce am făcut? Mi-am făcut un testament de business. Așa, am tras o concluzie, măi, dacă mâine dau Kix, se duce naibii compania asta, ce înseamnă pentru mine? Și mi-am dat seama că ies pe plus cu lucrurile care le-am învățat, financiar mi-am făcut calculele, sunt ok, dar până la urmă nu despre asta, adică nu de asta am făcut neapărat business-ul și când ai acest testament îți dă liniștea aia care poți să dormi bine noaptea. Recomand la toată lumea un testament de business. Excelent! Pentru mai multe informații, asta a fost doar în 38 de secunde, pentru mai multe informații veți ști unde să-l găsiți pe Andrei legat de sfaturi cum să dormiți bine noaptea și fără aceste grijă și cum să faceți acest testament. Ultima întrebare, Andrei, și asta nu mai este pe timer. Super! Care este un gând de încurajare din partea ta pentru cei care ne ascultă? Și aici ne putem gândi la colegi din breasla ta, la alți antreprenori, la alți manageri sau poate chiar la tineri care cochetează cu ideea de a face la un moment dat antreprenoriat sau de a copia modelul tău de business. Mm-hmm. Cum i-ai încuraja? Nu știu dacă i-aș încuraja. Trebuie să terminăm pe o notă foarte bună. Nu. E foarte bine. Doar că cred că multor persoane li se potrivește poziția de management și cred că, mai ales la momentul la care suntem acum în România, e foarte profitabil să fii manager. Adică e mai mare șansa, sau eu văd în jurul meu mai mulți manageri care câștigă mai bine decât antreprenorii. E drept că antreprenorii, cei care reușesc, sunt mai puțini, dar uneori cred că poate un pic mai fericiți sau par mai fericiți sau mai împliniți. Dar mie îmi place metafora asta sau analogia cu a avea un copil. Foarte multă vreme nu mi-am dorit copil sau evitam chestia asta, nu e timpul, mai evit lucrul ăsta și toată lumea spunea sau rudele mă încurajau, ziceau, trebuie să vezi cât e de frumos să ai un copil. Și eu văzusem un TED Talk în care arătau cu grafice că fericirea în cuplu scade când ai un copil și revine doar după, la 2 ani după ce ți-a plecat copilul de acasă. Și mă, sunt studii pe treaba asta, le poți verifica. Dar ce ziceau ei, atunci când ai un copil, atingi niște vârfuri de fericire care altfel nu ți se întâmplă. Desigur, există și spike-urile alea în jos când un pic ești pe pragul disperării. Dar ai parte de niște emoții pe care altfel nu le întâlnești și nu înțelegi ce înseamnă să ai un copil până nu-l ai. Adică poți face 1100 de cursuri de parenting, să citești cât vrei, nu vei înțelege ce înseamnă să ai un copil până nu-l ai pe a tău. Cam așa este și cu o afacere. Până nu ai pe a ta, poți să mergi la cursuri de antreprenoriat, la tot felul de cursuri, dar până nu-l ai, nu înțelegi ce înseamnă să ai un business. Și uneori... Da, după mine avantajele sunt că înveți
lucruri pe care altfel nu le înveți și devii mai antifragil, așa cum zice și Taleb în cartea sa, și cred că viitorul este mult mai... Să ești mult mai bine pregătit pentru viitor dacă ai o afacere. Chiar dacă nu ți iese, sigur înveți niște lecții care altfel nu le înveți și după aia găsești și joburi mai ușor. Acel testament de business. Andrei, mi-a plăcut foarte mult insight-urile tale. Îți mulțumesc foarte mult pentru timpul eu tău. Mulțumesc. A fost o mare plăcere și să știi că eu voi asculta această emisiune. Și eu. Și mă lau și la mama. Perfect. Poate înțelege cu ce mă ocup. Într-un final, îi mulțumim frumos mamei tale pe această cale. Sper din toată inima că cine va asculta această emisiune sau cine trebuie să asculte această emisiune, să o asculte, să-i fie de folos și să primească acea informație și acea încurajare de care are nevoie. Încă o dată îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult. Până săptămâna viitoare, când ne întâlnim cu un nou invitat, îți doresc numai de bine și mult curaj în tot ce faci. Pe curând! Îți mulțumesc că ne-ai ascultat! Dacă ți-a plăcut ce ai auzit, te invităm să dai un share. Ajungem mai departe împreună cu tine. Pe data viitoare!